Astăzi au fost discutate importante subiecte atât pentru cetățeni cât și pentru siguranța acestora în cadrul conferinței de presă în care a fost prezentat bilanțul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine ați venit la conferința de presă a Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți. Tema întâlnirii de astăzi este bilanțul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți pe anul 2021. Vă rog să-mi permiteți să îi prezint pe invitații noștri de astăzi. Domnul comisar șef de poliție Ștefan Raminel Bibu, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, și domnul comisar șef de poliție Paul Medinceanu, șeful Serviciului Poliției Transporturi Mehedinți. Având în vedere particularitățile anului 2020 privind instituirea stării de urgență, alertă, IPJ Mehedinți prin acțiunile specifice desfășurate, a urmărit îndeplinirea obiectivelor stabilite și a priorităților poliției române în domeniul ordinii publice, precum și măsurile pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2. La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți a avut loc ședința de evaluare a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute la nivelul inspectoratului în cursul anului 2021. Referitor la activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți la anul 2021, vreau să vă spun că polițiștii acestui inspectorat, indiferent de structura, de serviciu, de subunitatea din care au făcut parte sau unde și-au desfășurat activitatea, au făcut-o cu sufletul și cu toată pasiunea de care au putut să dea dovadă, astfel încât rezultatele pe care le-am obținut, zic eu, că sunt bune și foarte bune. Și în anul 2021, polițiștii mehedințeni și-au canalizat resursele, eforturile și acțiunile în direcția creșterii gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni, prin protejarea persoanei și a patrimoniului, sporirea siguranței stradale și rutiere, precum și destructurării grupărilor infracționale. Infracțiunile de lovire, marea majoritatea lor, vin de la infracțiunile de violență domestică, care au crescut foarte mult. Asta și datorită campaniilor de prevenire pe care le-am făcut la nivelul județului Mehedinți, mai ales în mediul rural, unde am reușit să determinăm ca persoanele care sunt abuzate să se sesizeze poliția, să intervenim și să prevenim evenimente grave și foarte grave. Pe linia accidentelor rutiere grave am înregistrat 107 accidente soldate cu decesul a 27 de persoane, rănirea gravă a altor 92 și rănirea ușoară a 44 de persoane. În unitățile de învățământ din județul Mehedinți au fost sesizate 20 de fapte penale. De precizat este faptul că toate infracțiunile sesizate s-au produs în incinta unităților de învățământ, fără a avea un impact mediatic major asupra populației. De asemenea, au fost realizate și 6 proiecte în parteneriat cu unitățile de învățământ. În ceea ce privește infracțiunile sesizate de natură economico-financiară, acestea prezintă o creștere cu 31,9%. De asemenea, la conferința de presă a fost prezent și comisarul șef de poliție Paul Medinceanu, șeful Poliției de Transporturi Mehedinți, care a ținut să discute despre structura și activitatea departamentului pe care îl conduce. Noi asigurăm ordinea și liniștea publică pe trenurile de călători, în gări, în halte, în porturile de călători, iar având în vedere specificul județului Mehedinți, asigurăm împreună cu jandarmeria și cu Poliția de Frontieră și Inspectorul de Poliție Județean Mehedinți, ordine și liniștea publică în zona clisurii Dunării pe perioada sezonului estival, unde știți dumneavoastră că este o mare afluență de turiști. La finalul bilanțului, jurnaliștii le-au adresat o serie de întrebări reprezentanților instituției. S-a să aflu cât de tare a afectat pandemia și în anul 2021 Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți. Da, în 2021 această pandemie nu a afectat numai Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, a afectat pe toată lumea, toate instituțiile. Iar pe noi ne-a afectat, în primul rând, fiindcă am fost nevoiți să alocăm o resursă umană în cadrul altor structuri, care efectiv să meargă, m-a spus dumneavoastră, linia întâi, să iasă în stradă, să desfășoare activități pentru prevenirea răspândirii, verificarea la domiciliu a persoanelor carantinate izolate, verificarea agenților economici care respectă normele legale legate de prevenirea și răspândirea SARS-CoV-2. Toate acestea au însemnat alocarea de resurse umane. La finalul anului 2021, procentul de încadrare în statutul de organizare al unității a fost de 77,50%.